Unde ziceți, mama? Huge. Huge? A, uite-te la cabina aia, la cum îi zice la aia. De jos. 2, 4, 6, 8, 10. Who was behind the construction of the Felsenweg? E platforma aia. Deja trebuie. Du-te că văd, mi s-au muiat chiciorile, ce panorama să mai văd. Tătătăr, mama e ocupată, uite-te și tu la ea. Tă cu telefoane, filmează, milfiază. În grotă, mă duci în peșteră. Te dau cu capul. De ce să stăm în casă când e atât de frumos afară? Acolo un post suspendat sau ce-a fost acolo? Da, să stau. Am ajuns în vârf de munte. Te-am adus cu liftul pe pădure. Aici mi-e liftul vârful. Da, pe ați zis că aici e. Deci am înțeles că avem de mers 25 de minute pe jos până la telecabină, ce mai e pe acolo, la Burgenstock. Cum se zice Burgenstock? Bun. Să mergem la Burgenstock. Burgenstock. Mă simt ca la bunici la țară, așa mă simt. De bine. De bine. Caramele elvețiene sunt foarte bune. Recomand la toată lumea. Bineînțeles, dacă ai de un slack. Chiziționez, ups, mi-a scăpat. Burgenstock, venim! Păi da! Frumos! 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 Cât are de golf acolo sus? Vreau să l-aș joc pe golf. Unde-i? Vreau să l-aș joc pe golf. Văd acolo, stegolețul. Mă, nu știu pe care e mult. Așa? Prea mic să vezi este acolo. Am găsit-o pe pădie. Pe pădie. Un popas corect, corespunzător, într-o privire și așa de frumoasă. Vii, te pui aici frumos, parfac, să arunci ghiozdanul într-o parte, să așezi curul pe au bancă. Păi da, ia uite. Nu așa că e frumos? Uite mă, că îți vin stai aici o zi întreagă și nu te plictisești, nu te saturi. A few moments later. Am mers circa 10 minute, 12 minute. Uite, am făcut numai 10 minute, mai sunt 20. Mai sunt 20. Am zis, bă, 10-12, dar de fapt acolo se ia 25 minute din capăt. Am mers noi mai încetul. Încă 15 minute de mers. Am ajuns la resortul Burgenstock, nu? Burgenstock. Au o privire și oameni de milioane. Cea mai mare umbrelă. Care am văzut-o până acum, de terasă. Oare câți metri ai înălțime? 5 metri? Asta da umbrelă mare. Mișto. E un resort întreg, un resort, un complex întreg. Super. Mergem să vizităm, să vedem. Restaurante. Apă de băut, dizvol, mă gândesc, de munte, hai să bem. Hai să gustăm. Sau testăm. Sau gustăm, sau testăm, sau degustăm, sau bla 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 bla. O apă sănătoasă, dar n-am face bine. Ăștia-s bujurea aia de munte, ce-am zis eu. Vreau să zgânzi pe munte, pe acolo sălbăticii e plin. Totul ăsta hotelier e format din diferite căbănuți, așa vezi? Probabil. Singur, nu hotel mare făcut aici. Nu, și fiecare și-a partea. Cât de frumos și aici, ăsta e. Uite piață de moară vechi acolo, cred că s-a club de la model vechi la ei. Mi-ai zis că zice la asta că am uitat, e. Ce? De ieși la casele alea vechi. Cerdac. Cerdac? Parcă știam altcumva, nu știu cum. Un resort întreg aici. Mini bisericuță. Totul curat, frumos, elegant, aranjat.
Dar de ce sixul ăsta? Pe acolo e pietonul ăsta, ce de mașină sau de ce? Da. Așa, uite informația acolo, hai încă. Information. Cum să ai așa view de acolo? Stare trasă la pub. Cât de frumos. Îmi place. Îmi place ce vânt. Îți place, mamă, nu? Mama mea. Să dai bine că o să stărați în aer așa. Auzi cum sună. Poporul. Cum să nu vă placă așa ceva? Acolo e un mini oraș sau ce e încolo? Acolo e un oraș. Uite, da, parcuții acolo mici. Hai să le prindă în cadru. Hai să-mi scop telefonul, doamne. Unde acolo. Și n-ai acolo. Cum să ai casa așa acolo? Hauleu. Bă, deci e minunat, minunat. No, uite priveliște, uite cum stau oamenii. Wow, cât de frumos. A, uite drumul pe acolo micuț, de bărcuțele. Mm-hmm. Dar ce albastră e apa. Mm-hmm. E ca așa, gen limpede, clar, așa. Nu e verde, neagră, maro. Sunt toate părțile pleacă apa, vezi, este peste tot. Vezi, uite, așa, e așa. Ah, consiste 4 lacuri, așa o să-mi vedeți, nu știu. A, de acolo. 1, 2, da, 2, 3, 4 canale. La al treilea, a, canal, 4. Păi da, canalul cred că ducem din amin noi ăsta, ăla duce partea alaltă, probabil. Aici, nu știu. Da, aici un, sac, un oraș întreg, așa e cum văd, am scris sate, dar sunt un oraș întreg, așa e? Mare. Sunt mai multe localități pe malul apei. Așa lipite? Pe fii antenei, de acolo, tot, full, pe margine. Eu îl văd oreșel ăsta, e un clip. Aici doar e alt sat, auzi? Aici doar e alt sat. În restul? Deci ăsta e, la, nu știu cum, lacul celor patru lacuri sau ceva de genul ăsta. Am uitat, vezi, îmi trebuie să uităm pe el. Păi nu prea știu istoria pe aici. Nu știu acolo să stau oamenii. Să uită. Hai, hai. Să urcăm, că nu-i greu. Că-s mai hoț ca tatăl meu. Piața. Piața. 320, 323, 325, bla bla bla, bla bla. Deci aici trebuie să ajungem noi, nu? Unde simți mama? Huge. Huge? Asta e la Luțern, mama, asta e lacul Luțernului. A, pe și asta e orașul. Mm. Asta e Luțernul, mama. Asta e orașul, mare. Da, așa se cheamă. Fir, Wald, Stetter, See. Cele patru lacuri. Fir, Wald, Stetter, See. Mm. Lacul Luțern. Haideți să ne spunem înălțimele. Încolo e Basel. Vezi, arată Basel, unde e Baselul? Mm-hmm. Baden. Așa se cheamă, da. Lacul Luțern. Uite, Zurich, încolo e Zurich, vezi? Fir, Wald. Încolo, așa. Uite ce fain e Basel acolo. Mm-hmm. A, uite-te la cabina aia, acum de ce la aia, de jos. Ai cariuță cu mare, la care poți să-și urci oamenii pe ei. Da, uite, cu scaunele cu cuțel. A, îți dai de ce mergi încolo, îți dai drumul jos. Ca să, dacă vrei să urci pe jos, vii colo, vezi? Swatch! Un suc la terasă, un suc sau bere. Un suc sau bere. Ne-a venit și băutura. Cocktail, cocktail. A few moments later. Mergem să urcăm, cu ce urcăm? Cu un lift, un fel de lift. Sau să coborâm cu el. Urcăm să coborâm. Da. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Haide să găsim liftul. Undeva la stânga, o să fie indicator. Păi ăla unde am fost noi, cred că mai la vale. Nu, aici, a, da, aici, da, da, da. Filmez-vă, s-il vous plaît. Si, certo. Filmați-vă, filmez? Da. Așa, te iubire. Păi da.
Pe unde să o luăm? Acolo e burger restaurant. Probabil pe scărte să urcăm. Pe scărte pe ce scrie liftul, vezi? 30 minute, cică. Iar de aici? Vai, Doamne, că merg de ore. O nebunii mama. Mă simt mai bătrân ca ea. La trage, stai așa, nu te trage, mă, că mă trage jos. Păi mi-l lungești mâna, de eu să fiu ca Pinocchio, nu cu nasul, nu cu mâna lungă. So what? Cât de sus, cât de sus. Trebuie să urcăm. Avem. De urcat. Păi de unde să știu? Probabil stânga, dacă cobor un pic. Probabil pe aici. Aici e acolo, fata. Păi până acolo. Focă, vezi, focă. Pe acolo te surcă, mamă. Sau pe acolo. Nu e indicator. Nu, indicator. Aici nu, aici cred că e numai ce la crucea aia în vârstă, ce la acolo, monumentul ăla mic. Nu. Cred că pe aici, vezi, se urcă, vezi? Cred că toate merg la lift. Hai pe aici. Să tot ai trasee de-astea muntoase. Să tot ai trasee de-astea prin munte, prin munte, așa, prin munte, prin paduri. Să tot ai trasee de-astea frumoase. Să tot ai, da. Gen. Ba da, a fost odată ca niciodată. O prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră. Nu, vă place? Am găsit banca asta să mă așez, așez să mă uit. Să admir priveliștea în tichnă, în liniște. Să scup păsărelele. A few moments later. Până când ne obosim să urcăm, mai ne pun și întrebările ăștia. Asta e culmea, domnule. Păi da. Who was behind the construction of the Felsenweg? Where had the Felsenweg about? Păi de unde să știu că nu de aici le. Eu de la de acasă. Aici un pod suspendat. Probabil. Mamă, ce verde e apa aici, ce verde. Nu are o culoare foarte faină. Gegen Norden sehr. Întrebarea numărul 5. Abfällen. Why does the Burgenberg drop steeply towards the north? N-am înțeles întrebarea, într-o dumne englez. Anu, lasă-mă acum cu întrebările, gata. Dar mergem de ceva timp pe cărare. De ce găsăm cu platforma aia în aer? Acolo e liftul. Uite, acolo e liftul. E platforma aia în aer. Uite, și-am trebuit picioarele. Așa din telefon nu pare că e așa distanță mare. Știi? Ce faceți? Ce faceți? Ol bine. No, încolo e liftul. Așa, drept. Eu am schimb jos. Am venit degeaba până aici. Auzi, păi nu. Nu am urcat destul, vezi să mai urc un pic. Nu. Te duci la lift, urci până în sus și vezi panorama. Du-te că văd, mi s-au muiat chiciorile. Ce panorama să mai văd? Nu, mai că mi-a vrea să urcăm până acolo cu lift. Bă. Până în vârf de... Până în vârf de deluț. Uite, văd și Parisul de aici. Încolo, unde e Parisul? Franța, unde e? Încolo e Parisul, nu? Fii atent. Eu vorbesc eu, păi da. De ce? De ce să urci cu liftul? Nu ne sucă... Am urcat până aici. Istoria vârfului. Vârfului?
încercăm de ceva vreme. Attention, caution, bla bla bla. Da, da, am înțeles. Păstăi legumi să moai, ce știi cum se fac? Păi, da, aici vezi ceva, acolo nu mai vezi. Acolo ești al nimănui, nici mamă ta nu te mai salvează, nimeni. În pădurea cu alune. Da, cameteala, pe cuvântul mână. Dai bani ca să le șin sau ce? Dau bani să mă omoare ăștia acolo. Cât avem, mă? 3 km înălțime, cât avem? Pe cuvântul meu. E destul de mult, zic eu. Oi. Tot ești ocupată, mama. Păi tu mai mă întrebi, bă, te dor picioarele, ți-e foame, ți-e greață, ți-e scârbă. N-ai reușit să-ți faci căcuța acasă, faci pe tine acum, îți dai seama de la... Păi ce ai făcut, mă, nenea, mă? Tot mama e ocupată, uite-te și tu la ea. Tă cu telefoane, filmează, milfiază, face poze. Nu mai admire și un pic. M-am pedicat pe acolo, mai la vale, mi-a rupt gâtul, costele, splina, au Gucci. O doare fix în pix, păi da, de ce? Uite să vedeți cu stânga. Taci că scap telefonul imediat, da, da, mhm, mhm. Acolo, uite, să vede cu stânga și cu tot. Să vede, fii atent ce zice. No, dacă e musai. Trebuie să plecăm, că uite, ne ajung oameni din urmă. I believe I can touch my head. Îmi place. Altitudine de aproape 3 km. Altitudine frumos. Peisaj de toate. În jos e cam periculos dacă te uiți. Sus e cam frumos dacă te uiți. La mine nu știu cum sunt. În grotă. Mă duci în peșteră. Că de-am cu capul. Hei, mă, cât apucă. Hai că vă arăt eu ceva. Hai, dați. Da, da. Că mai fric, că mai fric. Bă. Hei, hei, hei! Super! Super! Bă! Atât de mișto e aici! Trebuie! Să veniți și voi! Mișto, îmi place! Să vă rog să acum! Așa! No, each direction! A one direction! Da, da! Ce frumos! Bă, avem tunel până sus. Super, 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 super. Super. Tot la deal, tot la deal, tot la deal. Unde-s minerii? Să mineze niște aur. Să mineze. Să sape. Bă, dar e noroi pe cilea. E ud pe cilea. Ne udăm șosetele. Ne udăm șosetele. Mamă, mă ud șosetele. So great view. Bă, îmi place, mișto. Să tot treci din casă la plimbare. O zi frumoasă, o zi în care nu zâmbim este o zi pierdută. De ce să stăm în casă când e atât de frumos afară? Nu ne lasă mama, nu ne lasă tata, avem de învățat, nu avem de învățat. În sfârșit? Mă place. Bun. Să ne continuăm plimbarea. Lasă-mi iau un băț. Hai, bagă. Deadă, mamă, dragă, bagă, 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 bagă. N-au nici amintat în peșteră. I
Închis. Are trecătoare veche pe aici, probabil. Probabil. A, până o renovează pe asta sau ceva, o da drumul pe dincolo. Are nou asta. Ne pierdem cu lumina. Nu avem lumină. Nu avem lumină. Ce mișto e. Tot ce vrei, tot ce vreau, tot ce vrei, tot ce vreau, o să stau. Avem indicator acolo și o să ne zică prinde să luăm. Hai că e de frumos. Probabil... Aici mai e sus. Aoleu, până unde? Nu, mă, așa multe de sus până sus? A, că te urci în cedul de aia. Nu, nu mai, mai mergem, nu, hai să coborâm jos, nu? Că avem 45 de minute, cât avem? Da, da, o să de sus ai un viu că îți pică plombele. Deci avem pe la... Unde eram noi? Care la noi? Honec, cred că acolo. Nu, Honec. Na, da, că e mai rapid, 5 minute numai, nu avem mult. Nu, 25 de minute până în sus, nu? Hai să urcăm, dacă mama dorește, urcăm. Păi da. O să întinde și mie mână să urc eu. Nu. A, încă 25 de metri la deal. Păi da, e de ceasul. 4 și 25. Deja e greu, greu, păi da. Păi ce e în stânga jos, ce oraș asta mai mare? Acum îl văd. Hai, plângă care am trecut noi. Dincolo am noi, da, da. Cineva jos e mașina. Trebuie să cronometrăm cât am urcat, băi, adică, adevăr. Ba, am cronometrat eu vreo oră și... În total? O fost 31 sfert, o oră și 20, cam așa avem. Acum? Da. Adică am plecat la restaurant de acolo. Serios? Da. Am trecut o oră și 20, am urcat ceva. De când am parcat mașina prima dată cât am mers? Da, 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 da. O alee corectă, o băncuță și mai corectă. Au și restaurant acolo, pac, pac. Tot ce vrei. Spa, hotel, alea, alea. Yay, am ajuns în vârf de munte. Încolo Italia. Încolo Austria. Franța și Germania. Franța. Spania acolo. Ca nu dacă vaci de încolo. Știi, de aia au pus de astea. Hai acolo, nu? Te-am adus cu liftul pe pădure. Oh, aici am liftul vârful. Da, pe ați zis că aici e. Okay. Am făcut-o și pe asta, am urcat pe jos. Tot mândră. Dexter punct. Dach spitze Liftturm. Uite aici. Deci cel mai înalt vârf. Cât are? Cu totul de jos, muntele? Acoperișul liftului. Nu, aici cât e? La un kilometru 125 de metri. Deci 1125-75 de metri. Da, liftul sau cu totul până jos, 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 la nivelul solului? Aici, la nivel. Cantonul Nidwalden. Da. Frumos. No, mama mea a vrut să mergem de acolo, de jos. Cu liftul ăla deasupraape. Deasupraape. Nu, acolo ai vrut să mergi tu. Ți-am zis că e un pic de impresie chiar așa? Dar nu, e drept. Deci? Deci? Cea mai înaltă viziune, view. Zețen de Besser, Schweizer Ingenieur. Paris a avut turnul Eiffel.
Elveția are Den Hammet Schwandlift. Fiecare cu... Baides, amândouă sunt cu aia măsii. Pionerat în tehnologie a unei frumoase epoce înainte și după 1900. Uite, the best Swiss engineers. Bă, cam asta a fost. Asta am văzut, asta ne-am plimbat. Trebuie să coborăm înapoi. Bă, e mișto, e fain. Să te-o vii pe aici. Acum cred că o să ne ducem în oraș, încolo, prin oraș. Prețurile, să urci cu liftul, să cobori. Eu mă plimb ca turist. Vizitez. Mă bucur de momentele frumoase. Gen. Și acum o luăm pe alt care tot încolo. Și în jos, undeva pe aici, prin pădure. Să ajungem la parcare la mașină. Ne auzim mai încolo. Deci atât de mișto simți pământul umed sub picioare, ca un covor moale. Ți-mi e mare dragoste plin prin pădure. Cum? Bă, de aici ne-am cam pierdut, nu? Nu, hai să... Așa. Uite, uite, e semnul cu copacul ăla. Da, uite pe ce vezi, e în jos. Noroc, cu semnul copac. Point of view. Like point of view, pac, pac. Așa, da. Aer curat, natură, frumos. Pam, pam, pam. Nu, cum să nu vă dați cu bicicleta pe aici? Bine, cei care nu au frică și se pricep. Să ținem ghidonul drept. Și acolo că o să facem dreapta și mergem în jos, tot așa. Hai, nu mă grijă. Ce vorbi, te-am mandat, oh, când eram mic mă duceam, prin pădure și cât îmi rupeam gâtul pe acolo. Și am dat de o intersecție. Nu e semaforizată. Bă, de ce nu e semaforizată? De ce nu e semaforizată? Prioritate de dreapta. Prioritate de stânga. Prioritate... Mă duc pe acolo. Pe acolo mă duc. Cea mai mare dreaptă văzută vreodată. Pâc, pâc. E care un metru. Așa. Dădeam prioritate de dreapta. Da. Da, da. Liber la trecere. Hai să vedem. Parkplatz Honig. Honig, dar mașina noastră mai încoace. Parkplatz Honig, acolo e mașina noastră? Păi, ia uite pe hartă, în spate hartă. Ia să vedem. Aproape că am ajuns la parcare la mașină. Mai avem un pic, la 20 minute. Am coborât pe o porțiune mai scurtă, mai abruptă, mai rapidă. Am ales calea mai grea și mai rapidă. Mai devreme că am mers la ăla, la resort, pe acolo am mers. Pam, pam, pam. Asfalt, asfalt, viață. Bun. Mai devreme am venit încolo câteva ore. Am mers încolo. Și am coborât pe aici undeva. Da, da. Nu, am scăpat. De aici mai cât mai, nu mai mult. Și ajungem la mașină. Și ne-am întors la parcare.